Jador și-a cumpărat primul său pat la vârsta de 27 de ani. Manelistul, mândru de reușita lui, am dormit pe al mamei până acum. La vârsta de 27 de ani, Jador este cât se poate de împlinit pe toate planurile, așa cum chiar el a mărturisit. Seara trecută a postat un videoclip emoționant pe rețelele de socializare, anunțându-i pe internauți cât se poate de fericit că în sfârșit și-a cumpărat un pat care să fie doar al lui. Jador este în al nouălea cer. De data aceasta nu este vorba despre o nouă relație sau o nouă mașină, ci de faptul că, în sfârșit, și-a achiziționat primul său pat, la vârsta de 27 de ani, din veniturile sale. Celebrul manelist a postat mai multe imagini pe contul său de Instagram în care pare să fie mai fericit ca niciodată. Le-a explicat urmăritorilor săi că deviza după care se ghidează în viață este aceea că ar trebui să ne mulțumim cu puțin. Jador s-a confesat în fața fanilor, așa cum a făcut-o niciodată, și a afirmat că până acum a dormit pe patul mamei sale, care avea o saltea destul de dură, așadar nu avea parte de confort și iată că acum visul i s-a îndeplinit. Bineînțeles, celebrul manelist a pus așternuturi noi și a fotografiat noul său pat din toate ungurile a sărit în pat și s-a bucurat exact ca în copilărie, mândru de el, pentru că își câștigă singur banii, deși în copilărie nu a avut o situație financiară tocmai roz. Unde locuiește acum, de fapt, Jador? Mai mult decât atât, Jador a recunoscut în fața fanilor că în prezent locuiește într-o garsonieră din capitală și că urmează să se mute într-un apartament de două camere. Am 27 de ani acuși. Ideea e că am dormit pe patul lui mama, până acum, care era un pat foarte nasol, am dormit și pe scândurie. Eu, acum, în garsoniera asta, ce credeți? Mi-am luat pat. Ăsta e primul meu pat. Uitați, măi, ce pat am! Mi-am luat pat, a spus Jador pe Instagram. Jador le povestea internauților lunile trecute care a reușit să-și achiziționeze locuința mult dorită, însă se pare că planurile nu au mai mers ca atare. Tot pe atunci, manelistul mărturisea că a reușit să-și cumpere un apartament de lux, care era în construcții. De-abia aștepta să se bucure de balconul imens al apartamentului său, însă rămâne de văzut unde va locui Jador în continuare.